Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru zodia săgetător, luna sau ascendent în zodia săgetător, pe plan sentimental. Deci, sfatul meu este să vă gândiți la o persoană dragă vouă și să descoperim împreună în ce fel de relații vă aflați și ce va fi în viitorul apropiat. Dacă nu v-ați înscris la canal, sfatul meu este să o faceți. Este gratuit, nu vă costă nimic și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri din partea oracolelor, din partea tarotului, în etalările viitoare. Haideți să vedem zodia săgetător, luna sau ascendent în zodia săgetător, pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei cu energie pozitivă, pentru cei care s-au abonat, pentru cei care mă urmăresc, persoana la care vă gândiți ce fel de relații sunteți în momentul de față. Ok, mulțumesc. Aici văd un blocaj, o suferință. Persoana la care vă gândiți este blocată mental în momentul de față, nu știe ce să facă, cum să facă, cum să acționeze. Se repetă ceva în mintea sa, se simte victimizată această persoană, se roagă. Se simte neputincioasă. Da? E ca și cum nu știe cum să reacționeze sau cum să acționeze și nu știe încotro sau cum ce să facă. Se simte victimizată, se simte o victimă chiar, se simte blocată. Văd că se ocupă de activitățile sale. E posibil această persoană să gândească că e posibil că aveți o altă persoană în viața dumneavoastră, că există o a treia persoană. Și se gândește la relația cu dumneavoastră, se gândește la parteneriatul cu dumneavoastră sau contract. Se gândește foarte mult la activitățile dumneavoastră împreună. Și văd că se ocupă de jobul său sau de. Este talentată în ceva anume, ca și cum face ceva cu mâinile, nu știu, lucru manual, sau este talentată într-o situație anume. Văd că îi se oferă un contract sau face activități cu alte persoane, poate e posibil să lucreze la momentul de față. Asul de monede. Văd un nou început pentru această persoană. Un nou drum, își dorește un nou început cu dumneavoastră. Aici e posibil un cercul să aibă un rol important, nu știu, să facă, nu știu, un lucru manual, dar să aibă, cum vedeți și dumneavoastră, semnul cercului. Ca și cum parcă face lănțicuri sau se ocupă cu mărgele. Dar văd că această persoană se gândește foarte mult la un contract de muncă sau la căsătoria sa, se gândește să facă activități cu dumneavoastră, își dorește un nou început, o nouă viață, un nou drum. Împăratul se gândește la o nouă casă. Văd că se organizează pentru stabilitatea sa. Și văd că va fi răsplătită pentru talentul său, pentru creațiile sale, pentru activitățile sale talentate și va avea un nou început. Îi se va oferi o sumă de bani sau un contract. Sau poate dorește să înceapă un nou curs profesional în ce privește o instituție, pentru a, poate chiar și un proiect pentru casă, o schimbare de casă sau la casa sa. Văd un bărbat care va aduce stabilitate economică. Se organizează și e nevoie de logică și disciplină.
Sau e posibil aici să se gândească foarte mult să dea de carnet această persoană? 4 de bețe. Văd o fericire, o reușită în casă, o petrecere, o căsătorie. În ce privește o instituție sau din partea unei instituții sau în casă, în familia sa, e posibil să aibă o reuniune, o petrecere, o reușită. Văd că va avea un nou început, se va bucura cu membrii familiei. Și e posibil să se organizeze, să vă ofere un cadou sau cumpăratul aici este clar că această persoană își dorește să fie stabilă pe picioarele sale, independentă. Poate dorește să se mute într-o nouă casă, cum v-am zis, și văd că va reuși. Aici această persoană își dorește căsătorie. 10 de bețe. Dorește să se elibereze de o situație care a ținut-o pe spatele său, de responsabilitățile care au atârnat pe spatele său. Văd că această persoană e posibil să se organizeze pentru la locul de muncă sau pentru o mutare și aduce foarte multă oboseală, foarte mult stres, dar văd și că se va elibera de aceste greutăți. Haideți să clarificăm. Pentru zodia săgetător, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Văd că este separare sau există tristețe, există neînțelegere, chiar singurătate. Această persoană e singură, se simte abandonată, se simte victimizată. Da, și văd că dacă sunteți femei, dumneavoastră lucrați la acest proiect și sunteți talentate în ceea ce faceți, sau dacă sunteți bărbați, această femeie face activități cu alte persoane și este, văd, premiată, răsplătită pentru ceea ce face. Este o persoană creativă. Un contract aici, care va dura pe termen lung, vești minunate, cum am zis, vești minunate, un nou început, evenimente minunate, pozitive. Veți primi vești din partea acestei persoane pentru un nou început, da? Veți primi vești, comunicări, își dorește acest lucru. Împăratul, văd că există fidelitate în relație, există o persoană de încredere, văd o noutate, o pozitivitate în ce privește un bărbat sau din partea unui bărbat. Poate fiind zodia berbec, o dorință împlinită. Văd că aici va primi ajutor această persoană sau veți primi ajutor din partea acestui bărbat. Vă este leală, vă este fidelă. Când aveți nevoie de această persoană, este prezentă, care văd că oferă siguranță, este onestă, pozitivă această persoană. Și văd că veți fi mândri de reușita dumneavoastră. Veți fi foarte orgolioși de succesul dumneavoastră, de stabilitatea pe care o veți avea și unii dintre voi chiar sunteți invitați la un eveniment social, la o petrecere, la o zi de naștere, un botez, o nuntă. Văd că vă veți îngriji, veți fi foarte atenți la cum veți arăta, da? Și văd aici totuși că există o femeie văduvă care trece printr-un disconfort, sau se simte singură această persoană, un văduv și o văduvă aici. Există o despărțire dintre dumneavoastră și o persoană iubită sau sunteți la distanță, există o pauză, dar văd că veți primi vești. Veți primi vești de la această persoană. Cu fidelitate, cu pozitivitate, cu încredere. Și aici cineva dorește să se mute într-o nouă casă sau să-și ia o nouă mașină.
Și văd reușită totuși. Dar zecele de bețe văd că există o separare și o tristețe, o singurătate chiar. Și sunt foarte multe gânduri. În viitorul apropiat vor fi foarte multe gânduri. Cineva va reflecta, va aprofunda, va analiza, va oferi mai multă atenție pentru a aduce echilibru în această relație. Sau se va gândi, sau veți gândi la relația dumneavoastră. Văd că va fi voință, perseverență și va trebui să luați o decizie, să vă afirmați. Dar aici văd că trebuie să mergeți la medic sau cineva va avea nevoie de atenție, de îngrijiri medicale sau cineva va trece printr-o dificultate și va fi nevoie de atenția dumneavoastră, să oferiți atenția acelei persoane. Dar văd și o antipatie, să spunem așa, sau un conflict cu o persoană semn de foc, berbecleu, săgetător sau în ce privește o persoană mai tânără sau din partea unei persoane mai în vârstă. Văd aici o discuție, un refuz, să spunem așa, dar văd că veți fi bucuroși, veți reuși, văd o fericire, o realizare din partea persoanei iubite sau din partea unei alte persoane. Văd o prietenie cu o persoană care cântă sau cântă la un pian sau la un instrument muzical. Sau văd că în ce privește activitățile altor persoane sau dumneavoastră veți avea parte de ajutor și de realizare, de o bucurie. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul energiilor pentru zodia săgetător. Aici, în ce privește o călătorie, e posibil să fiți la distanță, cum am zis, sau să trebuiască să faceți o călătorie, sau să vă gândiți la această relație că e posibil să fiți despărțiți sau într-o pauză. Sau să trebuiască să faceți o călătorie. Și văd că sunteți apreciați și veți primi apreciere. Persoana care vă gândiți este apreciată pentru ceea ce face, dar are mâinile legate. Nu poate face mai mult decât ar vrea, dar ar dori. Văd un blocaj aici. Și aici văd că există atașamente, există o dependență de această persoană sau între voi doi există o dependență, atașamente în ce privește planul financiar, da, o suferință. Există un blocaj aici, există foarte multe iluzii, foarte multă victimizare și chiar pentru unii dintre voi ați fost răniți. Suferiți poate chiar și în momentul de față, dar e nevoie de comunicare dacă doriți să vă vindecați. Va trebui să comunicați, pentru că comunicarea veți avea parte de reușită sau de succes, dar sunt anumite constrângeri financiare aici. Sunt anumite probleme financiare și ține totul de o comunitate sau de un grup de oameni. Sau aceste constrângeri financiare sunt din partea unei comunități sau pentru o comunitate. Și văd că va trebui să acționați. În luna iulie e posibil. Vi se spune acționați. Luați decizia. Prima chakra. Poate familia de origine poate avea un rol important. Și aici văd că o femeie oferă importanță planului financiar sau stabilității financiare. Veți primi o sumă de bani din partea unei femei și nevoie de vindecare, nevoie de vindecarea inimii aici pentru a vă aduce un echilibru emoțional. Și aici văd că o femeie va plăti o casă sau chirie sau în ce privește o mașină, cineva aici are nevoie de vindecare sau corpul său fizic, va trebui să ofere mai multă atenție corpului său fizic. Un moment al vindecării, da. Deci vă veți vindeca, să știți. Și nimic nu este bătut în piatră. Deci nu vă faceți iluzii sau că nimic nu este bătut în piatră. Totul se poate schimba.
Dar sunt necesare câteva ajustări. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol al iubirii pentru zodia săgetător. Este vorba de uniune aici și cineva aici are valori, principii, pot fi diferențe de naționalitate sau religie, cultură, o diferență de valori și de tradiții și e nevoie de înțelepciune aici. Și văd că cineva aici e o instituție sau studiile sunt importante. Vi se spune să vă urmați calea, să vă urmați destinul. Un bărbat aici va oferi stabilitate. Văd că veți manifesta energia masculină a soarelui în ce privește organizarea, în ce privește logica, disciplina, stabilitatea financiară, practicitatea. E nevoie de echilibru. E nevoie să faceți un echilibru între cer și pământ. Aici cineva are nevoie să-și regăsească echilibru și unii dintre voi chiar sunteți persoane înțelepte. Intrați în legătură cu divinitatea, aveți anumite talente spirituale chiar. Sunteți poate un maestru spiritual sau este în destinul dumneavoastră acest de a fi un maestru spiritual, doar că aici cineva va trebui, văd că veți medita sau cineva va trebui să aprofundeze mai mult acest ambient al spiritualității pentru a vă vindeca sufletul, inima, să vă urmați calea destinului dumneavoastră, a sufletului vostru. Și răspunsurile toate, și cineva are chiar și al treilea ochi deschis aici, și cineva, răspunsurile le găsiți în sufletul dumneavoastră, vedeți sufletul, urmați-vă destinul. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și eu vă aștept data viitoare, să ne vedem cu bine, sănătate, v-am pupat, la revedere!